Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea noastră electorală. Iată, a început și campania, suntem, să spunem, la început, dar candidații vin în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta programele electorale. În cazul de astăzi, în schimb, cred că invitatul meu vine în fața dumneavoastră în primul rând pentru a-și prezenta activitatea sa. E adevărat, în 25 de minute cât avem astăzi alocat pentru domnul Gheorghe Mihai Bârlea, care spun bună seara și bine ați venit. Bună seara. E un timp destul de scurt, dar vom încerca să comprimăm cel puțin activitatea dumneavoastră vastă din Parlamentul României. Domnule Stanislav, evident că nu mă ajunge o jumătate de oră, dar sper că mai beneficiez încă de... Până la finalul campaniei vor mai fi, sigur, de câteva momente. De promovare electorală. Pentru mine este important să dovedesc că cei 4 ani de zile pe care am petrecut în Parlamentul României au fost eficienți. Eu nu m-am dus acolo ca să mă aflu într-un decor politic și să mă laud cu un statut special, pentru că a fi demnitar în Parlamentul României e un titlu de mare onoare, dar în același timp și de responsabilitate publică, pentru că porți cu tine investiția de încredere a mii de oameni. Și din acest punct de vedere, din conștiință intelectuală, morală, civică și politică, evident, m-am coresponsabilizat vis-a-vis de actele mele, în așa fel încât să pot oricând răspunde în fața cetățenilor, în fața celor pe care i-am reprezentat, de deciziile pe care le-am luat și de opera mea, în primul rând legislativă și apoi complementar, prin modul în care am înțeles să servesc comunitățile locale, în relațiile pe care le-am avut în mod constant, fie cu administrația județeană, fie cu consiliile, cu primăriile, cu primarii, dar mai ales cu oamenii obișnuiți, pentru că activitatea unui senator trebuie să se desfășoare nu doar în plenul ședințelor, în comisii, ci să se simtă prezența lui inclusiv în colegiu. În precedenta noastră emisiune preelectorală am amintit de faptul că mă număr printre senatorii cu o prestație foarte bună. Mie nu-mi place să mă autoflatez, dar dovadă, dumneavoastră înși v-ați frecventat site-ul Senatului și ați putut să observați că sunt printre senatorii cu cea mai rotnică activitate. Așa, într-un clasament făcut de Institutul de Politici Publice, sunt pe locul 2 în Senat în ceea ce privește numărul de inițiative legislative devenite lege. Am o prezență cu totul notabilă, peste 80%. Am lipsit doar atunci când am fost angajat în misiuni de diplomație parlamentară, fie la Bruxelles, fie la Istanbul, fie la Chișinău, pentru că am tratat întotdeauna serios lucrurile și a fi prezent la Senat nu e un act de formalitate, trebuie să asiguri, să participe la asigurarea cvorului, dar și la dezbaterea propriu-zisă a inițiativelor și proiectelor legislative. Mi-ar place, în consecință, ca inventarul activității mele să fie unul cât se poate de obiectiv, dincolo de vorbe și de fraze, după cum angajamentele mele pe viitor să aibă în egală măsură concretețe și obiectivitate. Și dacă v-am spus că am ocupat poziții extrem de importante la nivelul conducerii Senatului, deci am fost vicelider timp de 4 ani de zile, am fost președintele unei comisii mic comune, Senat-Camera Deputaților pentru statutul senatorilor, am fost membru în Comisia de Cultură și Mass Media, am făcut parte din 5 grupuri de prietenie între Senatul României sau Parlamentul României și alte grupuri parlamentare din străinătate, începând cu Italia, Anglia, Ucraina, Siria, Portugalia și așa mai departe. În grupul pentru româno-italian sunt chiar vicepreședinte. Dar e important că la această oră deja 10 proiecte legislative ale mele poartă numele meu. Deci sunt legi. Și asta justifică cât se poate de bine. Care ar fi acestea? Sunt mai multe. În domeniul învățământului, de exemplu, este o lege importantă potrivit căreia
cei care, fetele care urmează masteratul, pot și ele la rândul ei, ca și studentele, să beneficieze de indemnizația de mamă, ceea ce nu era, ceea ce nu era până în prezent. Apoi, nu uitați modificarea care am propus-o în codul fiscal și de care au beneficiat întregul mediu economic din România, prin care agenții economici cu datorii la bugete, dacă și-au achitat debitul, adică datoria principală, au beneficiat în perioada 1 iunie 2011-2012 de scutirea de penalități și majorări. Apoi am avut multe inițiative legislative, inclusiv în domeniul constituțional, la legii funcționarului public, în domeniul educației. O inițiativă legislativă și un amendament al meu la noua lege a învățământului permite universităților, începând de anul, cu anul școlar 2012-2013, să înființeze dublele specializări, o oportunitate în condițiile în care se știe foarte bine că și învățământul are, cum să vă spun, criterii și de natură economică în administrarea lui, în condițiile în care se știe iar foarte bine că alocațiile bugetare, din păcate, n-au fost la nivelul cerințelor. Dar, în același timp, în domeniul protecției sociale. De exemplu, eu sunt unul dintre cei care am sprijinit foarte serios Direcția pentru Protecția Copilului din județul Maramureș pentru a sprijini, pentru a primi fonduri, pentru a asigura condiții optime în educarea celor pe care îi are în grijă. Iar puteți în Sighetul Marmației să luați legătura cu doamna Nan. Am fost un sprijinitor permanent și fiind într-un dialog permanent cu Sindicatul Asistenților Maternari și de foarte multe ori, în urma unor discuții cu doamna lider Nan, am reușit să aduc corecțiile necesare în finanțarea bugetelor, în rectificările bugetare ale administrațiilor locale, pentru ca această categorie de profesioniști sociali să-și poată primi drepturile salariale. Am susținut, de exemplu, două proiecte POSDRU pe formare și reconversia forței de muncă în Maramureș prin centrul universitar de pe lângă Universitatea de Nord, prin centrul social de pe lângă Universitatea de Nord. Și să știți că aceste două proiecte se desfășoară în Maramureș și cuprinde localități precum Poene de Sumunte, Repeda, Vișeu, Borșa, Rozavlea și în parteneriate chiar cu societăți din Sighet s-au încheiat recent convenții pentru a pregăti forță de muncă calificată. Mă amintesc întreagăt că au fost sprijinite de mine școlile din Sighetul Marmației și nu numai din Sighetul Marmației, ci din aproape întregul areal al Maramureșului și istoric, începând cu liceul numărul 1, școala numărul 5, școala numărul 2, școala din Petrova, școala din Poenile Izei, din Poenile de Sub Munte, din Săliștea de Sus. Toate acestea au primit resurse financiare suplimentare, fie pentru a-și achita arieratele, deci datoriile istorice, fie pentru a-și finaliza anumite lucrări de reparații. Reabilitarea sălii de sport din Rozavlea a fost realmente o contribuție la care personal am luptat destul de mult ca ea să prindă contur printr-o alocație bugetară de la Ministerul Dezvoltării. Clubul elevilor din Sighetul Marmației, mai mult fiindcă sunteți și locuitor al Băii Mari, știți bine că în ultimii ani clubul elevilor la nivel județean nu mai avea sediu. Ei, să știți că eu am dus demersurile la nivelul Ministerului Educației Naționale și a Guvernului și printr-o hotărâre de guvern, acum clubul elevilor din Baia Mare are un sediu propriu. E împroprietărit, ca să spun așa, cu acest sediu în fosta acolo la tabere școlare, așa, după denumirea tradițională. Dar în domeniul infrastructurii mergeți și acolo unde mi-am luat niște angajamente, mi le-am onorat. Am spus și data trecută vis-a-vis de contribuția care am avut-o împreună cu președintele Man la realizarea drumului comunal de la Vadul Izei spre Valea Stejarului și îl felicit pe primarul Vlașin că a adus la rândul lui resurse suplimentare și iată că se finalizează un drum atât de mult dorit de către cei din comunitate. Drumul
din centrul Berbeștilor spre, de la Berbești spre biserică. De asemenea, se datorează unor dirigențe pe care le-am făcut personal. Drumul de la Săpânța, care trece pe lângă cimitirul Vesel. Am avut o foarte bună colaborare cu fostul primar de la Săpânța. Drumul de la Slătioara Glod. E un angajament pe care mi l-am luat față de cetățeni în perioada electorală din 2008. Și el s-a realizat așa cum le-am promis. S-a reabilitat drumul Glod Păienile Izei. Un drum pe care, să știți, în 2000, în calitate de prefect, l-am început cu sprijinul fostului ministru Noica. Și iată și în afara colegiului meu, drumul Dumbrăvița spre fabrica de componente de aviație UIC. Iată, v-am spus câteva. Nu mai amintesc de aducțiuni de apă și canalizări. Fac acest inventar, cum să vă spun, pentru că am observat, mă rog, o lipsă de informație concretă vis-a-vis de activitatea mea. La apă și canalizări, Desești, Călinești, Repedea, Bistra, Sarasău, Giulești. Au început lucrările pentru două poduri peste Iza, la Bârsana și la Nănești, pentru care eu am adus 5 miliarde și jumătate, din păcate 2 miliarde și jumătate l-a retras guvernul Ponta. Sper să fie rectificat bugetul. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot veni vorba despre aducțiunile de apă și despre poduri, aș vrea puțin să vă întreb și despre contribuția pe care ați avut-o dumneavoastră ca și senator în ceea ce privește podul istoric de peste Tisa. Fără intervenția mea, în 2000, în calitate de prefect, acest proiect era compromis. Venise la mine un reprezentant fare de la Praga și mă informase că în luna august podul trebuia predat. Lucrarea la pod era abia agățată în malul drept românesc, un pilon, se construia un pilon, dar noi nu aveam perfectate convențiile cu partea ucraineană. Lucru inacceptabil. Asta e și motivul pentru care atunci am intervenit rapid, când am văzut cum stau lucrurile, și l-am chemat pe Mihai Răzvan Ungureanu, care atunci era secretar de stat la Ministerul de Externe, și pe Cristian Dumitrescu, care ulterior a fost și el ministru de externe chiar, și am făcut o vizită în Ucraina, la Rahiv și la Teachiv și la Ușgorod, și am perfectat diplomatic această relație, pentru că partea ucraniană trebuia să-și asume responsabilitatea pentru infrastructura de legătură. În felul acesta am putut în cele din urmă să dăm de la nivelul Consiliului Județean 1,5 miliarde către primăria Sighet să aibă resursa pentru contribuția locală la care s-a obligat, și printr-un proiect de hotărâre de guvern pe care l-am inițiat cu domnul Teodor Lupuți, care atunci era președinte cursului, să mai aducem încă 8,5 miliarde. În 2000, când am plecat ca prefect, podul era practic finalizat, urmând ca primăria Sighet să construiască celelalte amplasamente ce țineau de serviciile de vamă și de pază. Cum la fel de altfel, fără această intervenție mai judicioasă și mai corectă din punct de vedere a unui proiect transfrontalier, vă spun că nu se întâmpla nimic. Eu am fost atunci chiar sceptic că aceasta era oportunitatea. Aveam în gând podul peste Tisa din zona Cămara și am spus, nu cumva acest pod mic să fie o bombă pentru un pod mare pe care noi îl visăm. Realitatea istorică, maică mi-a dat dreptate, și acum trebuie să ne gândim pe mai departe ce este de făcut. Am auzit la postul de noastră de televiziune vorbind pe domnul Pop despre un proiect peste Tisa. Da, e adevărat, există studii de fezabilitate încă din perioada în care am fost eu prefect, dar trebuie să fim foarte exacti ce vrem să facem. Pentru mine, și vă spun clar că aceasta este ideea mea, în vară am fost cu comandantul poliției de frontieră la Remeț și cu deputatul Buciută din partea ucrainienilor, și cred că și am înștiințat, s-a făcut această propunere Ministerul de Externe pentru a avea în inventarul problemelor comune cu Ucraina, dintre România și Ucraina. Am putea face o trecere pe uscat. Ar trebui să facem un drum de 800 de metri, noi românii, și ne-am legat direct cu un drum pe zona Ucraina, una e aproape de Teceu. Ar fi cu costuri minime, cu costuri realmente minime, dar extrem de eficient.
pentru a prelua și trafic greu. Și în felul acesta podul de peste Tisa, de la Sighet Slatina, ar servi traficului pietonal sau cu, mă rog, cu autoturisme. Exclusiv. Ar fi foarte bine. Și am scădea, am contribuit, dacă vreți, la scurtarea rutelor către Ucraina și chiar către Polonia. Acestea sunt lucrurile care cred eu că se pot face în regim de urgență și cu maximum de economicitate. Avem nevoie de abordări realiste, deci și cât mai repede de îndeplinit. Cel puțin eu îmi voi păstra și voi milita pentru acest proiect și pentru a consolida și mai bine relațiile dintre noi și Transcarpatia, având în vedere comunitatea uriașă de români care o avem acolo. Pe de altă parte, știu din documentarea pe care am făcut-o privitor la dumneavoastră că sunteți și cetățean de onoare. Da, sunt cetățean de onoare în trei localități, pentru că, dați-mi voie să mă laud, am fost printre cei dintâi care au redescoperit cu ghilimele de regoare pe românii de dincolo de Tisa și am pus bazele unei colaborări culturale și umane solide și mulți copii de acolo, prin intervenția mea, fără să fi fost atunci neapărat demnitar, ci eram conducătorul bibliotecii municipale din Sighet, au făcut studii academice în România. Asta este un lucru extraordinar. De altfel, eu am relații foarte solide cu românii și din Cernăuți, și acolo am contribuit cu ceva, dar și cu cei din Republica Moldova. Un număr din revista Limba Română din vară mi-a fost, care are 21 de ani de existență, cea mai solidă revistă, mi-a dedicat un număr special. Tocmai așa în semn de recunoaștere pentru constanta mea preocupare vis-a-vis de soarta românilor din afara granițelor țării. Mă rog, cam astea sunt, cred eu, lucruri, dar aș putea să merg mai departe. Convingerea mea este că biserica a fost și rămâne o instituție fundamentală în statul român. Și nu există comunitate fără biserică și biserica se bucură în acest moment de cel mai mare respect și prestigiu în rândul cetățenilor. Nu degeaba se află în topul lor. Asta de aceea, mai ales când e vorba de comunitatea sărace, e bine dacă putem să îi sprijinim. Și de la nivelul administrațiilor locale și la nivelul administrațiilor, dar și la nivel parlamentar. Eu vreau să vă spun că am ajutat un număr de aproape 40-50 de biserici din Maramureș și istoric, cu o sumă totală așa de peste 20 de miliarde. Începând cu bisericile din Sighet, aproape toate bisericile din Sighet au fost ajutate de mine. Catedrala, Biserica Părintelui Protopop Pop, unde slujește domnul Petrovai, de la Valea Hotarului, Mănăstirea din Săpânța, Biserica din Săpânța, Mănăstirea din Bârsana, Biserica din Bârsana, cea din Giulești, cea din Cornești, Mănăstirea din Botiza, Biserica Greco-Catolică din Sighet, Biserica Greco-Catolică din Botiza, din Borșa, vreo patru biserici, vreo patru din Vișeu, din Petrova, din Leurdina și așa mai departe. Nu îmi permit acum așa enumerare exhaustivă, că nu este cazul. Dar am avut o foarte bună colaborare și cu Episcopia Maramureș, cu preasfințiile lor, Justinian și Justin, dar și cu părinții protopopi din zona Maramureșului istoric, protopopul Vasile Pop și protopopul de Vișeu, părintele Andreica. Și mereu apelez la ei atunci când e vorba de a veni în sprijinul lor. Și vă spun amănunte care poate nu le știu cetățeni. Fără intervenția mea, stațiile CFR de la Câmpul Lung, de la Petrova, de la Leurdina și Iza, acolo la Săcel, să știți că ar fi fost desființate astăzi. Pentru că era un plan de reorganizare la nivelul CFR-ului și eu am justificat oportunitatea rămânirilor în funcțiune și n-a fost simplu acest lucru. Dacă tot de transport vorbim, inclusiv societatea de transport local, Mara Nord, a fost sprijinită de mine prin dotarea cu un autobuz, cu o autoplatformă, cu un generator de mare capacitate. Au primit mașini prin transfer, primăriile Ogna, Șugătag, Giulești, Ulmeni, câte un autoturism Dacia,
nu nou, dar util pentru, pentru aceste comunități. Și, vedeți, avem acum Inspectoratul pentru Poliție de Frontieră la Sighet. Aici să știți că este și rezultatul unei bătălii pe care am dus-o personal. Am venit aici de două ori cu Ministrul Administrației și Interne, pe atunci domnul Igaș, și inclusiv la prim-ministru am pledat și am argumentat că la Sighet este locul acestui inspectorat, fiind într-o rivalitate destul de dură, dacă vreți, cu colegii de la Suceava, care își doreau să rămână la Rădăuță acest inspectorat, așa cum a fost, cum a fost înainte. Și e bine că am făcut acest lucru, pentru că noi suntem aici la mijlocul graniții de nord și logica impunea că poliția de inspectoratul poliției să rămână la, să rămână la, la Sighetul Marmației. Deci v-am făcut așa un inventar foarte sumar, pentru că se vorbește ce a făcut Bârlea pentru Sighet. Bârlea a făcut destul de multe pentru Sighet și în calitate de senator, dar și în alte ipostaze de persoană publică. Am fost prefect, am fost consilier județean sau că am fost consilier local. Repet încă o dată, sigur că legătura mea profundă de suflet și de mândrie rămâne cea cu Memorialul Sighet, dar și cu, cu Biblioteca Municipală și cu Memorialul Sighet, instituții la gros prestigiu și la, am contribuit în mod semnificativ și hotărător. Până la urmă, chiar dacă ar rămâne, dacă vreți, în biografia mea doar relația cu Memorialul Sighet, și ar fi suficient de onorant pentru mine ca persoană și ca cetățean al acestui oraș și nu numai al acestui oraș. Domnule senator Gheorghe Mihai Bârlea, ați fost acolo în Parlamentul României timp de 4 ani de zile. Sigur, Parlamentul, pentru că vorbeați mai înainte despre biserică și despre faptul că biserica este respectată în România chiar foarte mult, Parlamentul nu are, să spunem, cea mai bună imagine. Cu toate acestea, am putea spune că acolo, în Parlamentul României, este locul în care se fac legile. Puteți să ne spuneți, de exemplu, pentru următorii 4 ani, la ce ar trebui să se aștepte sighetenii, care ar fi prioritățile pe care poate viitorul senator are de Gheorghe Mihai Bârlea le are în vedere în următorii 4 ani? Ar fi două componente asupra cărora mi-aș focaliza în continuare activitatea. Pe de o parte, e vorba de îmbunătățirea legislației la nivel național, cu susținerea proiectului de guvernare pe care îl propune ARD-ul. Am în vedere reducerea cotei unice de la 16% la 12% ca o măsură de centru-dreapta pentru a stimula mediul economic, reducerea într-o perioadă nu îndepărtată a TVA-ului, dar și aici trebuie să privim cu prudență și să vedem cum reacționează, mediul economic. Pe de altă parte, ridicarea salariului minim pentru a încuraja consumul, și asta sigur că trebuie să o facem prin lege. Să aducem, dacă e nevoie, inclusiv corecții la codul muncii pentru ca agentul economic să fie motivat în relația cu muncitorii, cu angajații, să creeze noi locuri de muncă. Asta este un lucru vital pentru noi. Pentru sectorul agricol. Și regret că am ratat această perioadă de 4 ani, nu eu, ci în general noi toți, și n-am realizat un cadastru general. Eu îl consider de maximă importanță pentru noi. Au trecut 22 de ani de la Revoluție și România nu este capabilă să-și facă ordine în domeniul proprietății funciare și silvice. Un lucru aproape inacceptabil. Milioane de cetățeni se află în litigii. Eu știu că ți apelează la mine. Din toate zonele. Pe la diferite niveluri de instanțe. Nu e bine deloc. Apoi, costurile de întăbulare sunt inacceptabil de mari. Întăbularea unui teren uneori întrece valoarea propriu-zisă a acestuia. Te și mir că oamenii se angajează la un astfel de, un astfel de efort. Deci e o lege fundamentală. Pe de altă parte, consider că legea sănătății
trebuie să intre urgent în atenția viitorului legislativ. E păcat că n-am finalizat-o în această legislatură, pentru că aici avem vulnerabilități uriașe. Atât în ceea ce privește mecanismul de finanțare, atât în ceea ce privește calitatea actului medical, motivarea medicilor în același timp și managementul spitalicesc. Sunt patru componente pe care trebuie să le rezolve o viitoare lege a sănătății. În același timp, aceasta trebuie să o compatibilizezi cu ceea ce se petrece în asistența sanitară în Europa. Vom avea cardul unic de asigurări de sănătate, vom putea să mergem la tratamente în orice zonă a Europei. Dar în același timp, trebuie să fim și noi cu sistemul foarte bine pus la punct. Sunt foarte mari discrepanțe între anumite categorii de spitale. Observați că acum Ministerul Sănătății, și era de așteptat pentru, din punctul meu de vedere, era previzibil așadar, să se ofere stimulente financiare chiar, ca de altfel în cazul universităților, pentru cei cu performanțe deosebite. Deci, spitalele mai mici, dacă vor să supraviețuiască, vor trebui să-și ridice performanțele profesionale. Și standardele. Și standardele. Pentru că nu merge. Altfel, nu vei avea căutare. Nu vei avea căutare. Arondismentul acesta, te duci la spitalul la care ești tu, în acolo rază teritorială, locărești, va dispărea. Și atunci oamenii se vor duce acolo unde vor găsi calitate în actul medical. Iată cât de importante sunt aceste lucruri. Apoi, domnule Gheorghe Mihai Bârlea, da. Din păcate timpul trece foarte repede. Și o să mai dezvoltăm și altă dată teme. Finalizați, ca să spun așa, mai sunt și alte teme care stau pe strategia dumneavoastră electorală. Sigur, ca obiective concrete, mă interesează mai departe să nu slăbesc guvernul și să acloce finanțările necesare pentru finalizarea lucrărilor pe DN18. Acesta este visul tuturor maramureșenilor și un obiectiv pentru care m-am luptat, v-am spus și data trecută, timp de 2 ani de zile. Doresc să fie reintrodus în programul de reabilitare segmentul de drum Vadul Izei Săcel. Și în felul acesta am putea spune că Maramureșul are o infrastructură rutieră cât se poate de bine modernizată. Să se finalizeze lucrările la podurile de pe Iza, de la Bârsana și de la Nănești, să susținem în continuare construcțiile la biserici, proiectele culturale ale comunităților. Pentru mine învățământul și cultura, sănătate sunt priorități nu doar naționale, sunt în egală măsură și priorități ale județelor și a zonelor în care noi susținerea comunităților dincolo de Tisa. Voi milita în continuare pentru crearea unui oficiu consular dincolo de Tisa și în același timp voi susține românesc dincolo de Tisa pentru a simplifica formalitățile de viză pentru ca românii de dincolo să poată veni în România. Avem o problemă însă cu niște exigențe ale Uniunii Europene. Sunt și eu de acord că putem gândi și la tunelul pe Sugutin, dar cum să spun, pentru acest lucru trebuie să atragem fonduri fie printr-un parteneriat public-privat, fie prin finanțări europene, pentru că bugetele noastre sunt suficient delimitate într-o perioadă în care mai suntem pândiți de criză. V-am enumerat doar câteva dintre ele. Vă mulțumesc și vă mai aștept și la următoarele emisiuni electorale, care vor fi pe parcursul lunii noiembrie și decembrie până în ziua alegerilor. Aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre electorale de astăzi. Rămâneți cu noi, urmează partea a doua. Părplast S.A. comercializează prin magazinul Nova. Găleată 10 litri la numai 4,50 lei. Găleată 12 litri cu storcător la numai 7 lei. Vopsea lavabilă Werker, linie profesională 15 litri, 69 lei. Lăs plastic pentru depozitare la 19 lei. Ghivece speciale și pământ pentru flori. Butoaie și damigene cu robinet de la 20 la 250 litri. Cubele Euro cu rotile 120 de litri, 110 lei.
damigene de sticlă cu coș plastic de la 10 la 54 litri. Nova, în fiecare zi îți oferim ceva pentru casa ta. Nova, cele mai bune prețuri din oraș. Fii și tu la modă, schimbă-ți garderoba. Complexul Emanuel îți aduce acum colecția de toamnă-iarnă. Încălțăminte și îmbrăcăminte de sezon pentru adulți, cămăși, rochii de mireasă, costume pentru ocaziile speciale din viața ta. Bucură-te! Noua colecție de toamnă-iarnă te așteaptă la magazinul Emanuel. Prețurile accesibile și gama variată de produse pentru întreaga familie sunt cartea noastră de vizită. Complexul Emanuel, vis-a-vis de Parcul Central. Ai nevoie de o schimbare în casa ta? Acum e momentul! Vino la Bizon, în showroom-ul de pe strada Doboiești numărul 11 și ai ocazia să-ți alegi scaune și mese de toate tipurile, din lemn masiv, tapizate cu schelet metalic, din PAL sau din MDF. Poți să-ți achiziționezi la prețuri promoționale diverse fotolii, canapele, colțare, toate la o calitate superioară. Te așteptăm la Bizon de luni până vineri, între orele 8 și 16, pe strada Doboiești numărul 11, în incinta firmei Ita Production. Relații la telefon 0744-398-052 sau 0744-512-057. Bizon, cu noi stai bine! Colibri Tour, transport internațional de persoane de la destinație la destinație, plecări săptămânale cu autocare de lux la cele mai bune prețuri. Spania 85 de euro, Austria 60 de euro, Germania 80 de euro, Belgia 80 de euro, Anglia 80 de lire. Informații și rezervări non-stop la telefon 0740-882581 și 0262-224-680. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Astăzi la știrile TV Sighet. Pe toate străzile din oraș bântuie haite de câini comunitari. Sighetenii sunt din ce în ce mai revoltați de această situație, pentru că se tem să iasă seara din case din cauza patrupedelor care mișună peste tot. Fiind infometați peste măsură, aceștia devin extrem de agresivi. În cadrul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Sighet se efectuează lucrări de reabilitare a adăpostului, astfel că la momentul actual animalele sunt lăsate în voia sorții. Clubul Lions Marmației organizează mâine, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, o acțiune dedicată persoanelor care suferă de această boală. Totodată sunt așteptați și alți sigheteni în scopul prevenirii acestei afecțiuni. În acest sens va avea loc o consiliere pe tema diabetului zaharat și o testare gratuită a glicemiei. Tradițiile folclorice, culturale și gastronomice din Țara Lăpușului vor fi prezentate în cadrul Târgului de Turism al României, eveniment care se va desfășura în perioada 15-18 noiembrie în București. Activitatea Serviciului Județean de Ordine și Pază Maramureș este pusă din nou în pericol. Datoria de 26 de miliarde de lei pe care acest serviciu o are de mai mulți ani i-a făcut pe cei din Consiliul Județean să aducă în discuție o posibilă desființare a acestui serviciu pe care îl au în subordine, au anunțat astăzi sindicaliștii. Deși mai este o lună și jumătate până la Sfintele Sărbători de Crăciun, direcția silvică se gândește deja la pomii pe care îi va scoate la vânzare. Tradiționalul brad sau molit indispensabil din casele maramureșenilor în perioada sărbătorilor va putea fi achiziționat la același preț ca și anul trecut. Astfel, în această iarnă, direcția silvică scoate spre vânzare 1300 de molizi și 700 de brazi pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Nu rata știrile TV Sighet! Bună
Bună seara încă o dată, suntem în partea a doua a emisiunii noastre electorale. Vorbim cu candidatul Alianței România Dreaptă pentru Colegiul 6 Sighet, Ioan Doru Dâncuș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună sunteți seara pentru... tuturor telespectatorilor dumneavoastră, pentru că sunt pentru prima dată exact. În direct la TV Sighet și vă felicit pentru acest studio frumos și pentru tot ceea ce faceți spre informarea corectă a cetățenilor din această zonă. Probabil că unii dintre telespectatorii noștri vă cunosc, că pentru cei care nu vă cunosc, aș vrea să vă prezentați, să ne spuneți și nouă de unde vine Ioan Doru Dâncuș și mai ales care sunt planurile pentru sigheteni, pentru Colegiul 6 Sighet. Sigur că da, Ioan Doru Dâncuș vine din Sighet, pentru că eu m-am născut în Sighet și am copilărit în Iehud. Până la vârsta de 14 ani am stat în Iehud, după care am urmat cursurile liceale și post-liceale și facultatea de litere am absolvit-o în Baia Mare. În această perioadă, sigur, mi-am găsit și rostul în viață. Am fost și sunt în continuare angajat la o companie de telecomunicații din Baia Mare. Ocup poziția de șef compartiment servicii rețea acces și... pe lângă activitatea mea profesională, am fost implicat și sunt implicat în continuare în diverse programe culturale și sociale, dar mai ales în partea aceasta sindicală, dacă doriți, deoarece sunt președintele Sindicatului Național din Telecomunicații. Am, așa cum am spus, am și un aport deosebit la lansarea, cred că pentru prima dată, unei organizații non-guvernamentale de tineret în anul 1996, când împreună cu prietenii și colegii mei din Iehud am dat ființă Asociației de Tineret Amfoșonfi. Deja mulți dintre noi am îmbătrânit, dar asociația a rămas tânără prin tot ceea ce face în domeniul cultural, sportiv sau educațional. În plan politic, dacă doriți, pentru că suntem la o dezbatere electorală, sunt președintele Partidului Național Strănesc Creștin și Democrat, Maramureș, și din această postură am dorit și doresc să îmi prezint candidatura pentru Colegiul numărul 6 Sighet la Camera Deputaților. Este o dorință a mea, este un lucru care mi l-am dorit și l-am dorit împreună cu colegii mei din PNCCD, Maramureș, pentru că Sighetul este un simbol pentru înaintașii mei politici, este un simbol pentru noi în momentul de față. Înaintașii mei politici au scris istoria aici în Sighet și suntem datori ca poate noi, sighetenii, împreună cu celelalte localități care fac parte din Colegiul numărul 6, să dăm primul deputat țărănist în Parlamentul României. Vreau să vă întreb și despre, hai să spunem, originea dumneavoastră în politică. Ați început la PNCCD. Cum ați ajuns la ARD? Am început la PNCCD și sunt în continuare în PNCCD. Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat este primul și ultimul meu partid politic. Din 1996 sunt membru al acestui partid și nu am părăsit partidul. Momentan sunt candidatul Alianței România Dreaptă, deoarece, așa cum știți, la nivel național s-a construit o forță politică de dreapta care cuprinde Partidul Democrat Liberal, Forța Civică, Partidul Noua Republică și Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Acest lucru m-a dat ca și candidat pentru acest colegiu din partea PNCCD-ului. Evident, nu a fost o numire pe la București sau pe la Murighiol, pe unde mai se întâmplă asemenea nominalizări pe colegii. A fost un drept pe care ni l-am câștigat noi, țărăniștii maramureșeni, datorită rezultatelor pe care le-am avut la alegerile locale. Suntem, cred că, prima organizație din Ardeal, sigur, și suntem organizația județeană cu cei mai mulți numeri de consilieri la nivel național. Ați mai fost în postura de candidat de-a lungul timpului și v-aș întreba ce vă spun sighetenii cu care vă întâlniți iată în campania electorală și cum veți reuși să-i convingeți că sunteți cel mai bun candidat pentru Colegiul Sighet în comparație cu alții care poate sunt pe val acum și nu în regres, cum este ARD-ul. Sau, mă rog, a fost înainte PDL-ul. Eu cred că ARD-ul este în progres. Sigur, în întâlnirile mele cu alegătorii, inclusiv cu sighetenii,
Reacția a fost pozitivă, să știți, și acest lucru mă bucură, îmi dă curaj să merg mai departe, să-mi duc campania până la capăt. De-abia suntem la început, de altfel n-ar avea ce să obiecteze, dacă vreți să spun așa, vis-a-vis de candidatura mea, deoarece sunt un tânăr care îndrăznesc să intru în politică pentru a face mai mult și mai bine comunităților pe care doresc să le reprezint, și de altfel acest lucru l-am demonstrat prin implicarea mea în viața comunităților și în viața cetății, dacă doriți, din postura pe care am avut-o și nu din aceea de demnitar pe care mi-o doresc în momentul de față. Sigur, problemele sighetenilor și a celorlalți locuitori sunt diverse, dar în planul meu politic, în abordarea mea electorală, am reușit să centralizez și să sumarizez cât mai multe dintre ele și voi lansa în săptămâna următoare un manifest politic, un angajament al meu, un legământ al meu cu alegătorii, care se va intitula De 3 ori 10. 10 pentru țară, 10 pentru Maramureș și 10 pentru voi. Și am, așa cum am spus, am selectat în proiectul meu 10 pentru țară, spre exemplu, cele mai importante 10 măsuri și proiecte, programe, inițiative legislative pe care le voi susține în condițiile în care voi ajunge în Parlamentul României, și acestea se referă în principal la programul de guvernare a Alianței România Dreaptă. Apoi, în proiectul 10 pentru Maramureș, este vorba de 10 proiecte și idei, 10 chestiuni pe care doresc să le rezolv în acești primii 4 ani de mandat, dacă sighetenii și locuitorii zonei vor avea încredere în mine, și acestea se referă la problemele Maramureșului, se referă la problemele de infrastructură cu care ne confruntăm, se referă la problemele de lipsa rețelelor edilitare din localitățile din zonă, și acest lucru mă face să spun fără teamă de a greși că în momentul de față este nevoie de o întoarcere către satul maramureșan, deoarece acesta, prin lipsa organelor vitale ale lui, și mă refer aici la rețelele edilitare, de canal, apă și tot ceea ce înseamnă infrastructură, de programele educaționale care sunt din ce în ce mai lăsate de izbeliște, de programele de sănătate în mediul rural, este într-o moarte clinică. Acest lucru trebuie să ne trezească și împreună, fie că suntem politicieni în opoziție, fie că suntem la guvernare, să facem front comun și vocea Maramureșului să se audă acolo la București, să ne cerem drepturile cu demnitate și cu încredere, așa cum au făcut-o și înaintașii noștri politici, și l-aș aminti aici pe Ilie Lazăr, marele om politic care s-a născut în Giulești, localitate care aparține de colegiul numărul 6 și care a fost un om demn, care atunci când a vrut să facă ceva pentru maramureșeni, pentru cei pe care îi reprezenta, a știut să se impună și nu s-a plecat ca și salcia care se pleacă în bătaia vântului. Sunt câteva considerente pe care mi le propun și care doresc să le îndeplinesc. Sigur, acest lucru nu se poate face de unul singur. Politica, până la urmă, este un sport de echipă și este important ca pe lângă cei care fac parte din echipa mea să iam alături și pe alții și pe ceilalți și alți oameni care sunt prezenți în societatea civilă, care sunt, care conduc destinele unor localități, fie că este vorba de primari, de viceprimari, de consilieri sau, știu eu, reprezentanța altor organizații non-guvernamentale. Mă bazez pe acest lucru, deoarece așa cum i-am cunoscut eu în periplurile mele prin localitățile din zonă, așa cum i-am cunoscut pe cei care conduc localitățile, pe primari, toți sunt oameni destoinici, oameni care doresc într-adevăr să facă ceva pentru comunitățile lor și care în mine vor avea un sprijin. La fel este și primarul Sighetului, Ovidiu Nemeș, un om tânăr care într-adevăr dorește performanță în domeniul administrației publice, în mine va avea un sprijin atât cât mă va solicita, și dacă nu mă va solicita, voi veni eu înspre dânsul cu proiecte, cu inițiative, pentru că Sighetul merită într-adevăr să fie acel oraș de care să se vorbească nu numai atunci când vorbim ca și punct geografic, acolo unde se agață harta în cui. În acest sens, chiar o să lansez o provocare pentru sigheteni. Am discutat cu
personalități ale Sighetului și l-aș aminti aici pe profesorul dr. Mihai Dăncuș, o rudă mai îndepărtată de a mea, cu care am schițat câteva priorități pentru zona culturală a orașului. Am vorbit și cu doctorul Vasile Bodnar, fost candidat al Partidului Democrat Liberal pe acest colegiu și care poate, dacă ar fi avut un dram de noroc mai mare, ar fi fost parlamentarul în funcție în momentul de față și poate că ar fi făcut mult mai mult pentru Sighet. Și așa cum vă spuneam, ne-am gândit să lansăm un proiect pe care eu l-am prezentat atunci când am candidat la primăria municipiului Baia Mare și pe care l-am promovat și în campania electorală de la alegerile locale. Și anume, sigur, la alegerile locale se referea la Maramureș. Când am candidat la Baia Mare era vorba de municipiul Baia Mare și eu cred că acum a venit momentul să lansăm un proiect împreună cu factorii locali, cu factorii decizionali, cu instituțiile de cultură, cu instituțiile europene, un program prin care Sighetul să devină capitala culturilor tradiționale europene. Cred că nicăieri nu este un loc mai bun ca și Sighetul. Sighetul, care a fost un exemplu și în trecut de bune practici în domeniul cultural și de conviețuire confesională, dacă doriți, pe toate palierele, și în momentul de față Sighetul poate fi acest punct de atracție și un asemenea proiect, vă dați seama ce ar gravita în jurul lui, o deschidere totală a acestui municipiu, acestei zone, pentru că tradițiile, pentru că cultura, istoria ne cere acest lucru și ne face să fim noi cei care să inițiem un asemenea demers. Sigur, rolul unui parlamentar este acela de a strânge la oaltă toate forțele care pot să genereze un asemenea proiect. Este un proiect ambițios, dar eu cred că cu toții ne dorim ca în Sighet să prospere un act de cultură serios și să se dezvolte pe orizontală alte servicii gen turistice sau știu eu de promovare. Bun, ca să avem turiști în zonă și dezvoltare culturală, trebuie să avem infrastructură. Și evident, m-aș întoarce la, să spunem, una din temele campaniei electorale care ne, spun eu, bântuie toată campania, pentru că a fost lansată, relansată de câteva ori, cel puțin din 4 ani, cea a tunelului pe sub Bâtâi, sigur. Și v-aș întreba, în calitate de candidat la Colegiul 6 Sighet, ce părere aveți despre acest proiect Tunel pe sub Bâtâi, dacă ați accesat la el, pentru că sunt convins că, la urma urmei, toți deputații, indiferent că sunt din Maramureșul istoric sau de peste deal, ori de unde ar fi ei, toți deputații de Maramureș și senatorii, dacă vor dori acest tunel, atunci se va realiza, dar doar unul singur, dacă își propune acest lucru, nu cred că va reuși fără sprijinul celorlalți. Evident că, așa am spus și eu cu puțin timp în urmă, atunci când toate forțele politice vor sta la masă și vor gândi un proiect de interes maramureșan, sigur trebuie să mergem cu toții și să-l susținem. Tunelul pe sub Bâtâi, așa cum a spus și dumneavoastră, este un leitmotiv care apare de fiecare dată în campaniile electorale. Fie că este vorba de campanie electorală pentru alegeri locale sau pentru alegerile parlamentare. Susțin și eu acest demers de consolidare a infrastructurii în acest județ. Este evident că este nevoie de această lucrare, numai că această lucrare va trebui ca să fie bine consolidată din punct de vedere economic și să fie o atracție și pentru investitori, va trebui dublată de acel pod transfrontalier, dacă doriți, fie că va fi vorba de podul peste Tisa sau mai sunt și alte soluții care poate nu ar necesita în zona TC-ului. Am avut o discuție cu domnul senator Bârlea. În zona TC-ului s-ar putea face această trecere transfrontalieră fără a, știu eu, fi neapărat nevoie să facem un pod peste Tisa. Este foarte important ca acest coridor, această deschidere spre Ucraina să fie realizată, bineînțeles, în tandem, dacă doriți, cu tunelul pe sub Bâtâi, deoarece cunosc investitori, cunosc oameni de afaceri de aici din zonă care, sigur, au afaceri în Ucraina și vă dați seama ce înseamnă din punct de vedere al costurilor să-și ducă materia primă sau să-și aducă produsul finit pe o rută ocolitoare. Nu în ultimul rând, este foarte important pentru Sighet și pentru sigheteni reabilitarea infrastructurii feroviare.
către relația cu Ucraina, deoarece în momentul de față, așa cum știm cu toții, aceasta este inexistentă și cred că și din această perspectivă se pot realiza lucruri care să aducă plus valoare municipiului Sighet. Dar proiectele mele sunt și pentru celelalte localități, nu numai pentru Sighetul Marmației, și profit de această ocazie să le spun tuturor celor care locuiesc în Săpânța, în Remeț, în Câmpul Unglatisa, în Sarasău, în Giulești, în Oncești, în Vadul Izei și în Giulești, ca să le cuprim pe toate, să nu uit pe nimeni, că deja le știu ca și pe tatăl nostru. Cu siguranță avem programe pentru toți, avem proiecte pentru toți, cunoaștem nevoile oamenilor și, așa cum am spus, în proiectul meu, în programul meu politic, care va fi scris, pentru că ce este scris rămâne scris, vom include marea majoritate a acestora. Sigur, probabil nu le vom putea realiza sau include pe toate, dar este important să avem o pornire, să le selectăm pe cele mai importante. Eu cred că le-am selectat pe cele mai importante, o să le vedeți și dumneavoastră, o să le vadă și alegătorii și, sigur, pe parcurs acestea mai pot fi îmbunătățite. Nu în ultimul rând, pe lângă aceste proiectele mele, eu mi-am propus să fiu un deputat al oamenilor, să fiu un parlamentar activ în comunitate, să fiu acolo unde trebuie și să nu mai auzim sintagma pe care deja o cunoaștem cu toții, iar vin la noi din 4 în 4 ani. Vin numai o dată la 4 ani ca să ne ceară votul. Acest lucru ar trebui să dispară. În viziunea mea nu va fi așa ceva. Eu îmi doresc să fiu alături de oamenii care îmi dau sprijinul, care mi-au dat încredere, să fiu alături de ei și la bine și la rău, cum s-ar spune, să petrecem împreună atunci când avem de petrecut, când avem evenimente fericite în cadrul comunităților, să fiu alături de semenii mei, de oameni și de comunitate și atunci când sunt momente mai grele, mai nefericite, pentru că acest lucru ne face să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem prioritățile, să socializăm, este important, sau aș spune în primul rând, să comunicăm. Comunicarea în ziua de astăzi este foarte importantă. Dacă reușim să comunicăm, înseamnă că am făcut un lucru extraordinar, pentru că în ziua de astăzi, atunci când ne cunoaștem unii pe alții, înseamnă că putem să abordăm și probleme care ne macină. Bun, suntem pe final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vor mai fi cu siguranță câteva emisiuni în care dumneavoastră veți fi prezent aici la TV Sighet și ne veți spune ce alte planuri mai aveți pentru sigheteni în cazul în care dumneavoastră, ca și candidata al Alianței România Dreaptă, pe colegiul 6 Sighet veți ieși deputat. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, n-aș vrea să ratez ocazia și să nu vă invit la un eveniment pe care împreună cu un grup de iudeni l-am conceput pentru seara de mâine. În Sighetul Marmației va fi o seară a iudenilor, unde împreună cu prieteni dragi, cu Vasile Baranic, cu Ancuța Angel, cu Petrică Mureșan, cu mulți invitați, cu Vasile Ilea, cei care au colaborat cu mine pentru realizarea acestui eveniment, ne vom strânge și vom sărbători lăsatul secului, dar înainte de a părăsi studioul dumneavoastră, pentru că am venit pentru prima dată și așa este obiceiul când vin într-o casă pentru prima dată să aduci amintire și pentru că este vorba de o perioadă în care în studioul dumneavoastră se vor spune vrute și nevrute, pentru că așa este într-o campanie electorală, în ceea ce mă privește mă voi concentra doar la problemele și proiectele mele, vă fac cadou o Biblie pentru a rămâne aici în studio și atunci când vor veni alți candidați să fie, știu eu, cu măsură toate cele spuse și să se gândească, în primul rând suntem creștini, începe postul Crăciunului și cred că trebuie să fim mai buni și mai iubitori. Eu vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță va fi, să spunem, o carte pe care la un moment dat am putea pune să jure chiar și candidații pentru funcția aceasta de deputat sau senator, să jure că tot ceea ce au spus în campanie electorală vor și realiza pentru colegiul pentru care la un moment dat candidează, dar mă îndoiesc că nu toți o vor face. Păi, știți, să ne întoarcem la poezia cu cățelușul și se jură că nu fură atunci. Puneți-i să jure că nu vor fura. În primul rând, poate că asta ar trebui. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, așadar mâine seară aveți întâlnirea iudenilor, seara iudenilor la hotelul Tisa, restaurantul Corona. Restaurantul Corona. Toți cei care doresc pot să meargă acolo și Iudenii, sigur, de data aceasta este seara iudenilor, dar acceptăm și invitați din partea iudenilor care
Sigur, sper să se simtă bine alături de iudenii mei dragi, cărora le-aș cere chiar o binecuvântare în momentul de față, atunci când doresc să-i reprezint. Chiar m-aș bucura să-mi dea girul, în primul rând, cei care sunt de-ai mei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. O seară frumoasă în continuare, urmează știrile. La revedere! UPC, imaginea devine atât de clară încât ajungi chiar în mijlocul acțiunii. UPC duce claritatea la extrem. Abonează-te și primești 94 de canale digitale, internet de 100 de mega și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Nou la Orizont, în cadrul depozitului de materiale de construcții s-a extins magazinul din incintă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, cu o gamă largă de produse specifice construcțiilor la prețuri speciale pentru tine și un spațiu cu destinația exclusivă a obiectelor sanitare și a mobilierului de baie. Orizont oferă structuri, izolații hidro și termozidărie, învelitori, ferestre de mansardă, sisteme de canalizare și o largă gamă de finisaje interioare, exterioare și decorative, pardoseli civile și industriale și multe alte soluții. Într-un cuvânt, totul pentru construcția ta. Vizitează-ne să te convingi. Orizont, soluția ta în construcții. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid Atmos, Udi, Viadrus, radiatoare din tablă de oțel Corado, Thermolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani, panouri solare termosolar. Metal Convex Prod execută, pune în funcție, oferă service în garanție și post-garanție cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.